Detalii în cazul bărbatului de 43 de ani găsit ucis în propriul apartament. Poliția a reținut un suspect. Ar fi vorba despre un amic al victimei cu care în seara tragediei acesta a consumat alcool. Întâmplarea macabră a avut loc într-un apartament amplasat pe strada Muncești din sectorul botanic al capitalei. Poliția a fost sesizată în data de 25 iulie de către locatarii blocului de locuit care au simțit un miros insuportabil care venea din apartamentul vecin. În locuință a fost depistat cadavrul proprietarului în stare de putrefacție. La examinarea corpului decedatului au fost depistate plăci de cuțit în zona toracică. Din spusele vecinilor, în acea seară ei ar fi auzit un conflict între proprietar și un prieten cu care în acea zi consumau împreună alcool. Poliția a identificat și reținut suspectul. Acesta s-a dovedit a fi un locuitor al capitalei de 45 de ani. La audiere, individul și-ar fi recunoscut vina și a mărturisit cum a săvârșit crima. Как всё произошло? Мы напились. У него дома там на кухне. И что сделал? Я чисто защищал, чтобы... Что сделал? И пырнул его два раза, три, помнишь? А где? На кухне, помню даже. Тут, кажется, в живот пару раз и там еще куда-то. А нож откуда взял? С кухни. Bărbatul a fost plasat în arest pe un termen de 30 de zile. La moment acesta este cercetat penal. Dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată, el riscă pușcărie până la 15 ani pentru comiterea omorului. Toate circumstanțele se investigează.